Mi-am dat seama că eu am canalul acesta de YouTube de aproape 4 ani și niciodată nu v-am prezentat cum am ajuns eu, de fapt, la arte, adică povestea mea completă. Ei bine, astăzi facem acest lucru. Dacă tocmai ne facem cunoștință, eu sunt Andreea și povestea mea a început cu mult înainte să dau propriu zis la arte. A început de când eram foarte, foarte mică tip la grădiniță și eram o explozie de energie și Fiind unicul copil al părinților mei, nu aveam cu cine să mă joc. Și, având cu cine să mă joc, stăteam în casă și aveam la dispoziție foarte, foarte, foarte mult timp liber să mă distrez practic singură și îmi cream propriile mele povești ca orice fel de copil și apoi mă apucam să le desenez și deseneam inclusiv după desenele animate pe care le aveam pe video, opream cadru cu cadru și deseneam cadrele respective. Apoi mi-am dorit foarte tare să învăț să scriu, încă din la grupa mare m-am ținut de capul educatoarei să mă învețe literele ca să pot să mă apuc, să fac treabă serioasă, domne, să scriu. Și am început să învăț să fac litere și bețigașe și puncte și liniuțe, să mă apuc să scriu. Și la în începutul clasei întâi tot aprofundam eu cum să fac literele și am scris prima mea poveste ilustrată, numită Kimono. Era despre o chinezoaică care era prințesă și era obligată să se căsătorească cu un tip cu care nu vrea să se căsătorească și a găsit o fântână magică care îndeplinea niște dorințe și a urma să-și dorească să nu se căstorească cu tipul respectiv. Dar înainte să își pună dorința, a aflat de nu mai știu ce problemă uriașă avea împărăția tipului respectiv și atunci ea nu mai știa dacă să se sacrifice și să se căstorească cu el ca să îl ajute să-și ajute împărăția sau să nu se sacrifice și să-și pună dorința și să scape de el. Adică drame, direct și Eram în clasa 1 și tocmai învățam să scriu che și chi și G și g și ce și ci și încă nu făceam bine diferența între ele și am scris chimono în loc de kimono. Și asta a fost prima poveste ilustrată a mea. A urmat o poveste pentru că era mult mai complexă. Am rugat-o pe mama să o scrie direct la calculator cu litere de tipar. Era de fapt un scenariu. Aveam pregătită povestea ideală în mintea mea pentru a o pune în scenă cu colegii mei ca actori. Eram super entuziasmată, o scrisesem tot dragul și știam cine o să joace pe cine și îmi imaginam ce costume vor purta și voiam să fac tot eu decorul și mă ocupam și de costume și aveam practic toată ideea conturată. Când am venit cu ea în fața învățătoarei, aveam total 36 de pagini și învățătoarea a zis că este prea lungă și m-a pus să o scurtez. Așa că am luat eu forfecuța, tot prin mama, și m-am apucat să fac niște revizuiri drastice și am ajuns cu ea la 24 de pagini. <gură> Doamne, nu pot să cred. Mi-am arătat-o din nou învățătoare care din nou a zis că este tot prea lungă. Așa că iarăși am luat eu frumos forfecuța și m-am apucat și am scurtat-o și mai mult până când a ajuns la uh, groaznicul total de doar tot 12 pagini jumate. Oribil. Am aruncat două 3 din versiunea originală. Și aveam totul făcut perfect. Felonul, tipa principală care se numea Felon și avea o surioară mai mică care nu mai știu cum se numea și prințul stelian care era dintr-o altă lume în care Felon și sora ei mai mică intrau și acolo nu mai știu ce se întâmpla și știam exact cine îi va juca pe Felon și pe stelian și pe tipul cel rău și făcusem și niște desene cu cum vor arăta costumele și cum vor arăta cum va arăta decorul, scenă cu scenă, adică super serios, adică suntem aici șef pe treabă, nu ne jucăm așa. Și am arătat piesa respectivă de teatru cu tot, cu costume, cu planificarea mea pentru decor învățătoarei și învățătoarea a zis: "Hai să vedem" să întrebăm pe copii dacă sunt interesați să joace eu cu așteptările până la tavan ieșind prin tavan. Și am întrebat, vreți să jucați? Uite, Andreea s-a gândit la tine pentru rolul ăsta, la tine pentru rolul ăsta, la altul și la tine pentru rolul ăsta, la altul și practic am făcut în așa fel încât să pot include toată clasa. Deci era o piesă de 12 pagini pentru clasa întâi. Cu 30 de personaje, 31 cred chiar, deci chestie, în toată regula. Aveam tot planul făcut. Și când colo au început fiecare să zică, păi eu nu pot să învăț atâtea replici, că joc fotbal. Eu am gimnastică ritmică, eu am handbal, eu am și fiecare avea X chestie. Și nimeni practic nu putea să joace în piesa mea așa asta a fost prima lovitură. Dar, Andreea, de clasa întâi, nu s-a dat bătută. Mi-au venit tot felul de alte idei crețe și am început să vreau să fac o enciclopedie de animale, despre animale și să desenez filă cu filă dintr-o enciclopedie deja existentă, logica Andrei, fiecare animăluț din acela plus habitatul lui natural și unde trăiește și mai copiam, mai puneam de la mine, mai coloram de la mine, până în punctul în care mi-am dat seama, uite-minit, eu aici deja fac o chestie care deja există. Care este sensul chestiei? ăsteia, de ce fac lucrul ăsta, dacă există deja. Și apoi am lăsat proiectul ăsta deoparte și am trecut la următorul proiect care mă interesa, figurile tridimensionale. M-am apucat și am făcut pentru clasă două machete. Una cu pădure și una, cred că era cu animale marine. Am decupat eu frumos copăcei și am așa pe un carton cumva lipite să stea în picioare. Nu le mai am pentru că au rămas la școală, le-am donat doamnei învățătoare. Asta a fost uh, mărețul meu proiect care chiar a avut succes, doamna învățătoare nu mai știu ce a făcut, cred că mi-a dat un FB pentru ele sau ceva de genul ăsta, era foarte uimită și eu eram foarte fericită că în sfârșit mă bagă și pe mine cineva în seamă. Apoi a urmat mărețul proiect pentru care nu m-am dat bătută și s-a pus în scenă în clasa a doua la piesa de Crăciun pe care eu am scris-o și de data asta doamna învățătoare a avut rugămintea să fie de maxim două pagini, așa că am Scris o chestie de maxim două pagini. Din nou, știam, personajele, decorul, tot bine. Aici o chestie cu mult simplificată. Dar așa am început direct din start foarte promițător cu clasa 1 și clasa 2. Apoi a urmat o perioadă destul de dură și de traumatizantă pentru mine pentru că aveam tot felul de drame existențiale cu prieteniile și prietenele. Aveam o prietenă foarte bună cu care îmi plăcea să mă joc de a zânele și de a ponei și ne cream practic noi universul nostru de la zero. Pur și simplu mai preluam elemente, dar ultimately era universul nostru. Și eram noi două și mă jucam practic doar cu ea în felul ăla în care îmi plăcea mie cel mai mult însă ea avea mult mai mulți prieteni decât aveam eu și cu care se juca mult mai multe lucruri decât ne jucam noi două. Ori eu aveam practic doar pe ea cu care puteam să fiu la același nivel și să mă joc chestiile astea și practic ea era toată lumea mea, iar eu eram o bucățică din lumea ei și nu eram toată lumea ei. Și până la urmă de pe chestia asta am ajuns să ne certăm ca chioarele, foarte urât, și să... Nu ne mai jucăm împreună. Iar ea cu care practic eu aveam toată lumea asta întreaga a mea și pentru care deseneam tot așa fel de fel de scenarii pentru povestea asta noastră. Eu eram zâna numită Briana și ea era în parcă azur. Nu mai știu. Știu că aveam eu un unicorn pe nume Crystallize și ea avea un unicorn pe nume Picătură de Zăpadă și eu o deseneam pe Crystallize și mă deseneam pe mine și outfiturile noastre și căsuța în care locuiam eu și căsuța în care locuia ea și ne comparam desenele și eu am rămas cu toate asta creativă pe care nu mai aveam încotro să o canalizez. Așa că am început să îmi scriu din nou tot eu singură a zică propriile mele povești cu sirene și cu zâne și cu pegași din ăștia unicorni, nu știu ce. Și să le notez în multe mai multe agende, așa cum veneau, cu schițele corespunzătoare, pe foarte puține le și terminam, dar mă bucura enorm că pot să mă exprim chiar dacă nu mai am cu cine să mă exteriorizez și să alerg și să mă bucur în felul ăla plin de viață și vioiciune cu care puteam să mă exprim în prezența ei. La vechea mea școală mereu eu eram ciudata aia care făcea desene și care era mai degrabă cu Olimpiada de Română, nu cu Olimpiada de Mate și oricât de bună eram pe ce făceam pe desen sau chiar dacă luam, habar n-am ce concurs la Română mereu era discrepanța asta că cei care mergeau la matematică, la Olimpiade și concursuri i au văzut ca mai sus și mai șmecher decât vezi, doamne, eu. Și eu mereu mă simțeam super out of place și în plus. Nu reușeam să mă împac să fiu așa prietenă cu nimeni, ca cu fata asta, de exemplu, în rest. Și practic tot ce aveam eu erau poveștile astea și desenele mele, iar în clasa a doua am început să merg cu o colegă care apoi mi-a devenit și prietenă și am rămas prietene până astăzi la cercul de arte populare și acolo practic desenam cred că mergeam o dată pe săptămână și desenam două ore sau de două ori pe săptămână câteodată ceva de genul ăsta și am mers trei ani până în clasa a cincea când în clasa 5-a, -a, având cât un profesor diferit la fiecare materie, am început să fac meditații cu profesoara mea de la desen, pentru că pur și simplu îmi plăcea să desenez foarte mult și voiam să aprofundez mai mult subiectul. Și ea mă tot încurajat și îmi spunea că am vedere în spațiu și că sunt foarte talentată și îmi ies foarte bine compozițiile, ceea ce... Nu mi s-a urcat niciodată la cap, pentru că mereu mi se părea că pot să mă îmbunătățesc și mai mult și îmi doream și mai mult de la mine și în același timp nu era nicio surpriză pentru că știam că fac bine ce fac, adică eram foarte lucidă și ancorată, nu mi se urca nici la cap dar eram în același timp și conștientă de faptul că pot. Asta minuai la școală era insula dramei totale cu colegii mei și cu felul în care niciodată nu aveam un coleg de bancă stabil și mă simțeam tot timpul un plus și rămâneam veșnic în urmă la matematică unde eram la clasă de mate intensiv pentru că acolo se duc care au medii bune și sunt copii buni și sunt deștepți, nu-i așa? La mate intensiv, cealaltă clasă era văzută ca gen și alții iar noi eram, vezi doamne, clasa de copii deștepți și așa trebuie să te conformezi, Andreea. Dar pe dinăuntru simțeam efectiv în fiecare zi cum muream câte puțin și veneam acasă și nu voiam să știu de teme, nu voiam să știu de nimic, mă apucam direct și desenam la poveștile mele, mai aveam, mă să între timp de o altă un carte, un roman, am numit oarecum jurnal din altă viață, mi-a plăcut foarte mult din magicienii din Waverly Place, cum Alex Russo avea un jurnal Jurnal al ei în care toate personajele practic erau vii și făceau orice își dorea ea și ea era împreună cu tipul ăla de care îi plăcea ei, avea un crash pe el și era un cavaler în armură strălucitoare și făcea absolut orice voia ea să facă. Ceea ce pentru mine care simțeam că aveam zero control asupra vieții mele a fost gen light bulb, idee sclipicioasă deasupra capului și m-am apucat să îmi creez practic propria mea lume în acest roman pe care l-am numit Jurnal din altă viață. It's a complete pistol of trash, nu l-aș putea arăta never ever nimănui. Fiecare personaj de acolo era un alt personaj de la mine de la școală și pe cine eram supărată avea numai drame și uh, cu cine mă împăcam erau prietenele mele și ele erau foarte happy și era un habar n-am ce conflict în timpul unei călătorii dintr-un motiv pe care încă căutam, era călătoria aia care dura habar n-am câte luni, dintr-un regat în altul și erau chestie foarte ciudată, dar era varianta mea de escape din realitate. Și vară de vară eu mergeam la munte, la o căsuță din bătrâni pe care o aveam noi în familie, o cociobiță mai bine zis, și acolo aveam o grămadă de pisici, iarăși. Pustiu, pe o rază de kilometri în șir, niciun copilași care să fie de o vârstă cu mine, în afară de verișorii mei, care veneau și nu prea veneau și cu care mă împăcam și nu prea mă împăcam. Ce aveam și era al meu era faptul că puteam desena pisici all day long și că mergeam la Gheorgheni sau la Miercuraciu, adică în zona aia era. și de acolo îmi luam de la un magazinul central creioane cohinor. Deci asta era plăcerea mea number one, să merg acolo și să mă uit la toate creioanele și să mi aleg pe cele cohinor cu cât mai multe culori. Never mind că după mă enervau groaznic, că nu erau suficient de pigmentate, dar eu nu aveam habar de chestia asta și știam doar că sunt multe culori și că alea am -mi plac mie. Nu aveam noțiunea de alte firme sau pigmenti mai buni sau grafit mai bun. Nu, nu aveam nicio treabă. Eu le luam palea și desenam dovleci și frunze și flori și pisici, fără alți unicorni sau nu știu ce acolo, luam blocul de desen și mergeam și încercam să desenez lucruri din jurul meu și efectiv pândeam pisicile alea și le făceam poze și mă băgam pe sub tufișuri ca să le desenez și așteptam foarte supărată să înceapă un nou an de drame la școală moment în care într-o zi random mă sună mama și îmi spune că Bine, am vorbit cu colega sa mea al cărui fiu e mai mare decât tine, tocmai a terminat tonița și a spus că uite așa, 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 și că ar fi bine să dai acum cât ești și mică și examenul este mai ușor și sunt cerințele mai ușoare decât mai târziu pentru că, uite, el mereu a simțit că ceva parcă îi lipsea pe lângă colegii care au făcut cu mult mai mult timp înaintea lui pentru că și profesorii parcă explică diferit sau au alte așteptări de la tine și ar fi bine să dai acum, vrei să dai acum faci o zi întreagă de atelier pe săptămână. Și am zis, cum? O zi întreagă în care nu mai sunt și să pictez și să, și să și modelez? La, la, la școală! Unde îmi scriu? Unde mă înscriu? Când? Cum? Unde semnez? Cui trebuie să zic da? Și în secunda doi m-am teleportat Literalmente 300 de kilometri din Vârful creierilor Harghitei Înapoi în București și am intrat cu 10 la desen Și 10 la culoare Moment în care am simțit cum 10 tone de presiune s-au luat de pe umerii mei. 10 tone de presiune care s-au luat încă din secunda în care am auzit întrebarea: "Vrei să dai la arte la jumătatea cărei?" Întrebări eu am răspuns da, pentru că știam că pur și simplu locul meu e acolo. Și de aceea vă tot zic că dacă știi, știi, pentru că cel mai clar exemplu care a trăit chestia asta am fost eu. Știam, fără niciun fel de dubiu, că locul meu e acolo, pentru că așa simțeam și asta eram eu și se vedea din toată experiența mea. Bine, acum, Andreea, cu lecțiile învățate din clasa 2 și clasa 2, când, în sfârșit, a ajuns la arte a renunțat la ideea că întreaga ei clasă este un material numai bun pentru o piesă de teatru și n-a mai încercat să pune în scenă niciun fel de piesă de teatru. În schimb, am acest canal de YouTube acum, unde eu șutez, eu dau cu capul, eu mă ocup și de decor și de costume și de editare și de planificare și de tot. Să se poate spune că am ajuns undeva și cu chestia asta. Da. Și aceasta este povestea mea trăznită, ciudată, extraordinar de lungă cu artele, cu suișurile și coborușurile ei și povestea practic înființării acestui canal printre altele, s-a insinuat și acolo foarte organic. Dacă ați stat și m-ați urmărit în tot acest timp, eu vă mulțumesc. Înseamnă că sunteți fani de votați și că ați dat subscribe și like, nu-i așa? Apropo, ori subtile, nu, ce sale. Acest video ar fi trebuit să-l fac poate acum mult mai mult timp, dar mi-am dorit ca, virgulă, canalul să fie mai mult despre voi decât despre mine. Dar apoi mi-am dat seama că chiar și când este despre mine, nu este numai despre mine, povestea asta vă poate ajuta pe foarte mulți dintre voi și apoi îmi oferă și mie o mult mai mare credibilitate pentru că pot să spun că, uite, am trecut pe aici, pe aici, pe aici și am făcut lucrurile respective și celelalte și asta sunt eu și de aceea zic toate lucrurile pe care le zic, nu pentru că le-am luat din stele sau doar le-am citit din cărți, am și trecut prin ele. Da, acesta cred că a fost videoul de astăzi. Dacă tocmai am făcut cunoștință, uh, da, eu sunt Andreea și mă bucur de cunoștință, spuneți și voi, uh, prezentați-vă, adică în comentarii, puteți să-mi spuneți și povestea voastră de viață și cum ați ajuns la arte sau dacă nu știți să dați, să nu dați sau să vă implicați mai mult în domeniu, să nu vă implicați, spuneți-vă povestea și aceasta a voastră și, da, să ne reauzim slash revedem voi pe mine și în videurile următoare Eu vă zic noapte bună pentru că e probabil 5 dimineața și ar trebui să mă culc dar dacă mă urmăriți dimineață, bună dimineața <laughs> Ok, eu am fost Andreea și mă bucur că ați vizionat slash ascultat. Până data viitoare, eu pe voi v-am pupat! Pa, pa!